spune, frate. S-a ridicat o întrebare online și încep eu cu timpul de întrebări. Cum explici fapte 2 cu 17, ceea ce spune Ioel, și apoi cum explici 1 Corinteni 13 cu 8? Cam asta era întrebarea. Ai putea să... În ce sens să explic fapte cât... Fapte 2 cu 17. Așa, e prorocia lui Ioel. Ce să explic despre așa. Ea? Că nu știu ce să explic. În zilele de pe urmă... Așa. Dacă mă gândesc, întrebarea are legătură, dacă are aplicabilitate și astăzi prorocia de atunci. Nu, aș face o concluzie la ce am spus mai înainte, da? Fapte începe cu această promisiune a Domnului Iisus. Veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea și până la marginile pământului. Ceea ce faptele apostolilor arată că se întâmplă, da? E ca și cum începe o carte și spui, vreau să vă spun în cartea asta cum s-a dus Evanghelia până la marginile pământului. Capitolul 1. Capitolul 2. Se pogoară Duhul Sfânt, cum a spus Iisus, și te aștepți ca din momentul ăla să se întâmple lucrul ăsta. Ceea ce se întâmplă. Și vezi că la fiecare etapă mare din istorie, da? Când se face mărturie la Ierusalim și de acolo începe persecuția și se împrăște toți, sunt evenimente miraculoase. Ștefan face minuni, predică Evanghelia, are vedenie cu Domnul Iisus Hristos, este omorât. După aia, samaritenii, iar avem un diacon ordinat la Ierusalim, sub supravegherea apostolilor, se duce la Samaria, se introduce ei în biserică, se duc după aceea apostolii să primească Duhul Sfânt. Iar ai un eveniment mare în capitolul 9, e ales apostolul neamurilor acum, iar ai vedenie. Iar ai lucrări importante. Aia capitolul 10, se introduce neamurile în biserică. Iar ai vedenii, iar ai lucrări speciale, da? Cu alte cuvinte, te uiți. Fapte 2 îmi spune că voi trimite Duhul Sfânt. Fetele, feciorii, bătrânii vor avea vedenii, visuri și așa mai departe. Și după aceea, normal este să deschid cartea și să văd cum s-o împlinit aia, nu? Dacă tu îmi spui la începutul cărții că Duhul Sfânt vine peste tot și ăștia încep să prorocească, să aibă vedenii și vise, mă duc în carte să văd cine a avut prorocii, cine a avut vedenii, cine a avut visei și cu ce scop le-a avut. Și când mă uit, chiar dacă prorocia lui Ioel nu detaliază, când mă uit, văd că Luca mi-explică că acele prorocii, vedene și vise, au fost date cu un scop precis de Dumnezeu, cu o țintă precisă, unui grup specific de oameni ca să împlinească anumite scopuri. Ceea ce presupun astăzi oamenii, din punctul meu de vedere, este ca noi să ignorăm Cartea Faptelor Apostolilor, să ignorăm cui a dat Dumnezeu darul, să ignorăm de ce le-a dat, să ignorăm cu ce scop le-a dat și ce a realizat Dumnezeu și pur și simplu să zicem, fiindcă văd o vedenie aici, și astăzi trebuie să existe vedenii. Dar nu este normal să interpretezi nicio carte așa, orice carte pe care ai citit-o, nu este normal să o interpretezi așa. O interpretezi în context. Mi-a spus că acum s-a împlinit prorocia lui Ioel, după aceea mă uit pas cu pas să văd unde a fost fenomenul revelației. Unde a fost fenomenul revelației? Și mă uit la fiecare situație să văd unde a fost fenomenul revelației și ce a vrut fenomenul la revelator să descopere, să arate. Că asta înseamnă revelație. O descoperire. Uitați fapte 19. Apostol Pavel își pune mâinile peste ucenicii lui Ioan, ei primesc Duhul Sfânt, au început să vorbească în alte limbi și proroceau. Este prima dată și singura dată când se întâmplă lucrul ăsta sub mâinile apostolului Pavel. Pentru că în fapte 19 apostolul Pavel este autorizat ca apostol al neamului, exact ca apostolul Petru. Cum Petru cu Ioan s-au dus la samariteni și au pus mâinile și au primit Duhul Sfânt, acum apostolul Pavel, fiindcă el este și el un apostol al Domnului Iisus Hristos din temelie, că el spune că a pus temelia, și el are o ocazie din asta în care vin niște oameni, își pun mâinile peste ei și primesc Duhul Sfânt. Și prorocesc și vorbesc în alte limbi. Adică darurile alea profetice autentifică acest eveniment epocal. Oameni de la marginile pământului, tocmai din Efes, da? Vorbim de lumea cunoscută de atunci, sunt acum cuprinse, aduse în biserică. Astea sunt evenimente unice în istoria bisericii. Nu pot să zic, cum apostolul Pavel și-a pus mâinile peste unii și-a vorbit în ei și-a prorocit, cred că și eu mâine pot să-mi pun mâinile peste cineva să vorbească în limbi și să prorocească. Păi ăsta a fost scopul lui Luca să-ți spună ție. Că tu ești și tu ca apostolul Pavel și că te vei întâlni și tu cu samariteni sau ucenicii lui Ioan cândva și va trebui să-i introduci în biserică cu autoritate apostolică? Asta a fost scopul lui Luca? Evident că nu. Deci trebuie să ignori tot contextul și să spui, scrie cuvântul prorocie. Mă, dar cine a fost acolo? Nu mă interesează, scrie cuvântul prorocie, frate. Bă, stai puțin, că nu scrie doar cuvântul prorocie. Scrie o grămadă de lucruri în context. Că dacă Luca vrea să știu doar de cuvântul prorocie, scria o carte, prorocie, 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 vedenii, 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 vise, 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 vise. Repetați lucrul ăsta până începe să vedeți lucruri și să auziți. Dar n-a fost scopul lui ăsta. Scopul lui a fost să scrie o istorie care descrie modul în care Dumnezeu a inaugurat, atenție, biserica lui. Cum a inaugurat Dumnezeu vremurile din urmă. Cum a inaugurat Dumnezeu noul legământ. Și inaugurarea aceea s-a făcut în secolul I, nu se face 2000 de ani.
Astfel înseamnă că noi încă săpăm la temelie pe aici, avem aceleași instrumente și tot ne chinuim de 2000 de ani să punem lucrarea lui Dumnezeu în mișcare. Nu, ea s-a pus temelia, s-a inaugurat și când Dumnezeu a inaugurat, a ales mesageri speciali, cu misiune specială, cu mesaj special, cu miracole speciale. Și 1 Corinteni 13:8, ce spui? Dragostea nu va pieri niciodată, prorocile se vor sfârși. Așa este, nu va pieri niciodată dragostea. Sunt de acord. Și cunoștința, ce spui de versetul ăsta? E inspirat, e frumos, îmi place, e infailibil, fără greșeală, credeți în el. Sau ce trebuie să spun? Toți sunteți de acord cu mine, nu? Vă place versetul ăsta, dragostea nu va pieri niciodată. Să spune și la anunț și peste tot. Da. Ce verset? Da, probabil că vrea să mă întrebe când se va întâmpla lucrul ăsta, când se va sfârși și așa mai departe. Probabil că asta este. Mie mi se pare interesantă că el zice despre, vorbește aici doar despre daruri revelatoare, cunoștință, prorocie și limbi. Da? Și zice că ele se vor sfârși. Și auzi ce imagine folosește. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Dar despre ce vorbea el în context? Despre daruri de revelație, corect? Deci darurile de revelație sunt pentru perioada infantilă, de imaturitate a bisericii, când biserica nu are toată cunoștința. Cu alte cuvinte, eu pot să am un copil complet sănătos, dacă el are 2 ani, el nu poate să vorbească ca un om matur, deși este un om în adevăratul sens al cuvântului, complet sănătos, turn, nu poate să judece ca un copil și nu simte ca un om matur și nu poate să simtă ca un om matur. Dar cu trecerea timpului, cu cât el primește mai multă ce? Informație. Cu cât primește mai multă informație și cunoștință, el se dezvoltă. Începe să se exprime mai bine, să comunice mai bine, să gândească mai bine, să-și controleze emoțiile mai bine. Cunoștința pe care o primește, revelația, folosim imaginea asta, îl face pe copilul să ajungă la un grad de maturitate. Când copilul a ajuns în clasa 12, nu te duci să-i mai dai abecedarul. Abecedarul e foarte bun, frate. Doar că abecedarul a avut o funcție când? În clasa 1. Și după ce și-a terminat clasa 1, ai luat abecedarul și îi spui gata cu ABC, gata cu avionașe la litera A, gata cu nu știu ce desene la litera C, s-a terminat, gata. De acum o să faci lecții mai grele, da? Ei luat abecedarul. Asta au fost daruri revelatoare în secolul 1. Daruri revelatoare în secolul 1, asta este o imagine. O imagine este de a pune temelia, Efeseni capitolul 2. O altă imagine este maturizarea unui copil. Copilul mic are nevoie de cunoștință. Îi dai, până cunoștința este completă și când el nu mai are nevoie de cunoștința respectivă, darurile acelea, instrumentele acelea, care au fost daruri revelatoare, sunt retrase. Nu pentru că copilul nu se pricepe, ci tocmai pentru că copilul a crescut mare și nu mai are nevoie de ele. Deci eu nu cred că darurile revelatoare au fost retrase de Dumnezeu ca noi să fim mai slabi în secolul 21, ci au fost retrase de Dumnezeu pentru că nouă ni s-a dat ceva ce n-au avut niciodată oamenii în secolul 1. Tocmai de asta, pentru că s-a ajuns la maturizarea bisericii. Noi nu vorbim de maturizare morală sau spirituală acum, că nu mai păcătuim. Vorbim de o maturizare revelațională, adică omul a ajuns la cunoștința completă. Cineva poate să fie geniu în clasa 12 și el să fie imoral, corect? Din punct de vedere mental al cunoștinței sale, din punct de vedere educațional, el este un om matur. Asta este imaginea apostolului Pavel când vorbește aici. El nu vorbește un copil care e sănătos în credință sau care e sănătos fizic, ci vorbește despre un copil care a cunoscut lucrurile și a crescut mare. Cred că ăsta este înțelesul evident al ilustrației respective în contextul ăla. Și ele vor înceta când a crescut copilul mare. Și întrebarea este când a crescut copilul mare. Că imaginea este despre biserica aici. Și fiecare să răspundă. Evident că la venirea Domnului, zic că e venirea Domnului, la venirea Domnului vom intra într-o altă dimensiune, într-un alt mod de a cunoaște. Dar vedeți când spune, că cineva spune, ascultați puțin argumentul, zice, astea vor înceta la venirea Domnului. Păi nu va înceta cunoștința, vorbirea în limbi și prorocie la venirea Domnului. La venirea Domnului va înceta ce? Tot va înceta. Fraților, nu o să mai avem nevoie de Biblie la venirea Domnului. La venirea Domnului nu o să mai gândim cu mintea asta, limitată de greșeli și de păcat, nu o să mai raționăm greșit niciodată. La venirea Domnului să ai o altă metodă de cunoaștere. Creierul tău va funcționa, va fi un creier proslăvit. Va fi alt mod de a cunoaște lucrurile totalitate. Nu va înceta, că dacă Pavel mi-ar fi spus astăzi mie, auzi, fii atent, Andrei, 3 daruri. Cunoștința, prorociile și limbile vor înceta. Când, întreb eu? Păi zice, la venirea Domnului. Nu, la venirea Domnului se înceteze tot. Numai tot o să înceteze, frate. Și slujbele de biserică, și predicarea, și Biblia nu o să mai avem nevoie de ea, nu o să facem studiu în cer. Îl vom vedea așa cum este, față în față, da? Deci textul nu se referă la asta, că toate vor înceta la venirea Domnului. Ceea ce înseamnă că apostolul Pavel vrea să spună, voi care vă lăudați în Corint exact cu darurile astea miraculoase, ghiște, exact astea o să înceteze, pentru că copilul o să crească, sau
trupul Domnului Iisus să ajungă la maturitate, asta eu vorbesc revelațională, propozițională, canonică. Da? Nu trebuia să scrie Biblia ca tu să înțelegi la ce se referă Pavel. Deci copilul s-a făcut mare când s-a încheiat canonul. Da, fără discuții. Că asta este imaginea pe care el o folosește, despre cunoștință, despre pricepere. Nu are nicio treabă textul cu maturitate spirituală. Că unii dintre noi suntem foarte imaturi. Poate nu totdeauna, dar măcar câteodată. Nu despre aia vorbește textul. Dar textul nu spune asta. Textul spune, dacă îmi permiteți, textul nu spune asta că când voi ajunge desăvârșit în dragoste. Textul spune așa, dragostea nu va peri niciodată, este o afirmație universală, niciodată nu va peri, dar prorociile cândva se vor sfârși, limbele cândva vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Și uitați versetul 9, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Și problema este cu acest desăvârșit, nu? Când va veni acest desăvârșit? Cine este acest desăvârșit? Și două variante, nu? Este canonul Scripturii sau Domnul Iisus Hristos. Dar întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Acum nu pot rupe Biblia asta, că ar fi o blasfemie, dar v-aș lua câteva foi din Biblie, da? Și să zicem, prorocim în parte. Prorocim în parte. Când Pavel spune, ascultați, vreau să comunicați puțin cu mine. Zice așa, ascultați, cunoaștem în parte și prorocim în parte. Care este desăvârșitul la partele ăsta? Deci ascultați din nou, cunoaștem în parte și prorocim în parte. Sau hai să luăm altfel. Am o carte. O carte despre orice subiect vreți dumneavoastră. Și eu zic, cunosc 30% din cartea asta. Dar când voi primi ce este desăvârșit, nu voi mai avea nevoie de carte. La ce mă refer eu când spun desăvârșit? În comparație cu ce? În comparație cu partele, nu? Acum prorocesc în parte, cunosc în parte și cândva va ajunge partele astea la desăvârșire. Nu are nicio treabă cu Domnul Iisus aici. Nu vorbește de persoana Domnului Iisus. Vorbește despre partele profetic care cu cât vine mai multă profeție, partele astea se face mai mare, de plin. Pavel spune, am primit isprăvnicia de a întregi cuvântul lui Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, subiectul lui Pavel nu este venirea Domnului. Subiectul lui Pavel sunt darurile revelaționale, care aici sunt puse în comparație cu dragostea. Dragostea nu va peri niciodată, nici în veșnicie. Da? Va fi modul nostru default, așa, de a ne relaționa la Dumnezeu pentru totdeauna. Bun, oameni buni, îl puteți bombarda cu întrebări raționale, dar vă rog tare mult. S-a ridicat problema asta și ieri din online. Toți cei care aveți o întrebare, numai la microfon. Da? Cei din online nu aud întrebarea dacă voi vorbiți fără microfon. Și în rânduială puneți întrebarea și așteptați răspunsul. Cum zice, să vorbească da. Câte maxim 3, dar pe rând. Așa. Bun, dacă vedeți că cineva a pus întrebarea ta înainte, nu mai pui. Da? Primești răspunsul de la celălalt care... Dacă am răspuns la întrebare în timpul sesiunii, o să te trimitem la minutul care trebuie, dacă ne aștept să vedem unde. Potrivit la 1 Corinteni, la acest capitol 13, contextul, îți darurile exterioare ale Duhului? La ce te referi darurile exterioare? Eu cred că prorociile, limbile și cunoștința. Da, cu siguranță, le numesc revelaționale, că pentru că prin ele veneau revelații. Sunt daruri revelaționale, despre asta vorbește. Uite cum începe, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești, primul dar, și n-aș avea dragostei, sunt oara mânsunătoare sau un chivar zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei, al doilea dar, și aș cunoaște toate tainele și toată știința, vorbești despre al treilea dar, despre care el urmează să vorbească în tot contextul. Deci apostolul Pavel vrea să lămurească că dragostea este calea mai bună pe care ei ar trebui să meargă în folosirea tuturor darurilor, care în vremea respectivă toate erau în vigoare. Așa începe să termine capitolul 12, versetul 31. Și vă voi arăta o cale nespusă mai bună. Care? Nespusă mai bună. Calea care va rămâne pentru totdeauna, pentru veșnicie. Și calea aia este dragostea. Zice, nu mai abuzați de darurile astea care sunt favorite la voi în Corint, pentru că exact darurile acelea vor înceta. Vor înceta. Dacă ele încetau în același moment cu toate celelalte daruri, Pavel putea să spună, dragostea va rămâne, toate darurile vor înceta cândva. Dar el nu, el alege câteva și spune că vor înceta. Da? Ai mai spus în timpul sesiunii că în Noul Legământ sau în Noul Testament nu găsim un om care să, deși înțelegem că nu-i scopul ăsta lui Dumnezeu să descopere gânduri inimii, dar este un caz. Și ar vrea să ne lecțiezi din Fapte 5. Petru cu Anania și... Mai spune o dată, am spus că nu există niciun om care ce? Niciun caz în care Pavel să descopere pe față gândurile singure, adică în particular. Nu, eu nu...
Da, probabil că nu a fost exprimarea mea foarte fericită. Și de fapt am discutat despre cazuri particulare în care oamenii au avut prorocii, ucenici din Tir sau fetele lui Filip care proroceau în casă la el cel mai probabil, sau Agab care a venit și s-a legat. Da? Deci evident că am discutat despre cazurile astea. Ce am vrut eu să și ce vreau eu să subliniez este că nu există în Sfânta Scriptură practica asta pe care o vedem noi astăzi, ca cineva să se ducă particular la un proroc ca să caute el răspuns pentru nu știu ce situații din viața lui. Și am mai spus următorul lucru, că în majoritatea cazurilor, dacă nu în toate din știința mea, au de-a face cu grupul apostolic, în Faptele Apostolilor vorbim, da? Ele sunt legate de grupul apostolic și sunt legate de evenimente ultra speciale care au loc în istoria răscumpărării. Fapte, capitolul 5, de exemplu. Nu se mai repetă, da? Avem pe apostolul, apostolul Petru, care descoperă pe față oamenii aceștia în procesul ăla de disciplinare care are loc cu totul special în Ierusalim. Da, cu siguranță, nu este niciun fel de problemă. Dar dacă ești apostol, dacă ești autorizat direct de Domnul Iisus Hristos, sunt de acord ca să ai revelații speciale despre un frate din biserică care are problemă, să faci lucrul ăsta public, acolo a fost public, știți că tinerii erau toți acolo, deci tot n-a fost privat. Nu a fost nicio chestiune privată. Fetele lui Filip proroceau de față cu apostolul. Nu a fost o chestiune super privată. Frații din Tir, care nu erau apostoli, proroceau de față cu apostolul apostolului. Agab a venit de la Ierusalim, din Iudeea, și a prorocit apostolului care era împreună cu, probabil, nu știm, biserica din casa lui Filip. Deci nu există eveniment privat. Fapte 5 nu e eveniment privat. E Petru care dă pe față păcatul acestora și cheamă pe tineri, era lucrarea cu tineri în secolul I. Hai băieți, mormântare. Frate Andrei, am să explici pentru versetul 31 din 1 Corinteni, capitolul 12. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Da. Se referă în timpul ăla sau este valabil și pentru noi? Este valabil și pentru noi, pentru darurile pe care Dumnezeu le-a păstrat în toată istoria bisericii. Dar aș vrea să vă uitați puțin, am vrut să discut puțin despre versetele astea și poate acum este momentul. Ai putea să pui puțin imaginea pe care te-am rugat eu să pui, îți spun eu dacă e cea care trebuie sau nu. Să vedem dacă se vede, dacă nu. Așa, asta. Asta e oare? Nu asta, următoarea. Așa. Uitați-vă puțin ca să ajungem la versetul 31 pe care l-a indicat fratele. Versetul 28. Avem indicate două tipuri de oficii. Știți care e diferența dintre oficiu și dar? Oficiu este o poziție în care eu mă aflu, dar este oficiu de prezbiter sau oficiu de apostol sau oficiu de proroc. Ăsta este un oficiu. Vă ajută aminte de trei ori în Efesen că Pavel pune apostolii și prorocii la temelie. Asta spune. Temelie apostolului și prorocii. Vă ajută aminte, da? Deci spune, Dumnezeu a pus întâi în biserică apostoli, al doilea proroci. Astea sunt oficii de temelie, da? Al doilea oficiu care a rămas în biserică este descris tot în Efesen, tot pus în ordine asta, acolo spune păstori și învățători, aici îi numește doar învățători. Și uitați-vă, după aceea nu mai spune al patrulea, ci începe să spună despre daruri, corect? Darurile cui următoare? La cine te aștepți să se refere darurile următoare? Să ia în ordine pentru oficiile respective. Un om într-o poziție are niște daruri. Ce daruri are? Darul minunilor, ia ascultați, și darul tămăduirilor, care sunt pentru primul oficiu de temelie. Exact cum o să vedem la darul vindecărilor când o să discutăm, da? După aceea avem darul ajutorărilor și cârmuirilor, care se potrivesc la învățători sau la păstorii bisericii sau la prezbiterii bisericii. În Biblie sunt numiți în mai multe feluri. Cârmuitori, păstori, prezbiteri, învățători în mai multe feluri, supraveghetori sau episcopi. Bun? Și după aceea spune vorbiri în felurite limbi, despre care Biblia spune că este un semn pentru cei necredincioși. Și uitați să vedeți că ordinea nu e la voia întâmplării, că unii zic, a, darurile astea au fost aruncate acolo și eu cred că, de ce să fie numai darul minunilor și tămăduirilor scoase din uz? Păi așa de au fost scoși învățătorii din uz. Păi nu că el le pune într-o ordine. Și dacă au încetat apostolii și prorocii și au încetat, înseamnă că și abilitățile miraculoase care le-au fost date lor au încetat. Uite, citiți versetul 29, vedeți că e în aceeași ordine. Oare toți sunt apostoli? Vedeți la 1. Nu. Toți sunt proroci? Al doilea. Nu. Toți sunt învățători? Al treilea. Vedeți că e în aceeași ordine? Prezintă oficiile. Da? Cele două tipuri de ofice. Uitați după aceea, iar începe să le spună darurile lor. Toți sunt făcători de minuni? Darul minunilor. Toți au darul tămăduirilor? Uitați al doilea dar. Care-i darul de confirmare a apostolilor și prorocilor? Toți vorbesc în alte limbi? Nu mai vorbește despre învățători. Acum că a lămurit cu ei. Ajutorile și cârmuirile le scoate din schemă și spune, toți au vorbirea în alte limbi? Toți tălmăcesc?
da? Care au fost daruri semne. Asta spune în secolul I, vor vorbi la sesiunea despre vorbirea în alte limbi. Deci da, versetul 31, în fiecare context, în fiecare etapă specială a lui Dumnezeu în istorie, el se aplică pentru ce este în vigoare atunci. Dacă cineva spune, bun, dar dacă darul apostoliei și a prorocilor sunt darurile cele mai bune, de ce să nu le caut astăzi? Pentru că nu are absolut niciun sens. Nu ai cum să cauți darul apostoliei. Ar însemna să cauți să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos, să fii martor ocular a Domnului Iisus, să trebuiască să te recunoască ceilalți apostoli, să ai funcția de a proroci și de a întregi cuvântul lui Dumnezeu, să ai funcția apostoleia de a duce la ascultarea credinței toate neamurile, să ai funcțiile apostolilor pe care nu le poți avea. Să ai aprobarea apostolilor, pe care nu o poți avea. Să ai o însărcinare directă de la Domnul Iisus, pe care o poate confirma și ceilalți apostoli, pe care nu le poți avea. Deci este evident că cel puțin cu privire la un dar al apostoliei, toți sper vom fi de acord că nu poate fi căutat. Și întrebarea este, dacă darul ăsta nu poate fi căutat, nu este posibil ca, sau oficiul ăsta mai degrabă, nu poate fi căutat, nu este cel mai probabil că de o vreme ce Dumnezeu a dat unui oficiu niște daruri, odată cu retragerea oficiului, a apostolilor și a prorocilor, ce și-au terminat temilia, s-au retras abilitățile care li s-au dat să-și facă treaba lor. Vă repet imaginea cu Eugen, cu excavatorul. El e apostolul care a venit să pune temelia, zum, 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 a făcut acolo, chema Cifa și mi-a turnat temelia. Și-a luat jucăriile și-a plecat. Eu nu o să plâng când o plecat el și nici nu o să zic, sunt inferior, domnule. Gata, uite, acum s-a dus la vecinul să toarnă temelia. Nu, eu sunt înaintea vecinului, că eu am terminat treaba. Nu o să fiu supărat cum a plecat excavataristul de acolo. Păi ce plăcea el, cum dădea din manete, cum lovea cu aia acolo, cum săpa, cum lua și făcea. Nu o să mă supăr, nu o să zic că sunt inferior. Dar nu o să zic că textul nu mi se mai aplică, ci o să spun s-a aplicat pentru că omul și-a făcut treaba, și-a încheiat mesagerul, și-a încheiat misiunea și-a luat jucăriile, abilitățile lui speciale și a plecat. Da? Și căutăm toate darurile cele mai bune care sunt în vigoare astăzi. Da, dar scrie că ele vor fi în biserică, nu? Da, și sunt în biserică. Temelia apostolilor și prorocilor este în biserică, n-a scos-o nimeni. Dacă ai scos-o, ești de în biserica daruri, apostată, în sinagoga satanei. Cum? Darurile și... Ele sunt în biserică. Dumneavoastră vreți să întrebați dacă sunt în vigoare astăzi. Dacă sunt în vigoare astăzi, repet din nou, trebuie să rupeți schema pe care Pavel o prezintă aici. Oficii care au daruri ce se potrivesc oficiilor. Când a plecat apostolul, a plecat cu ce i-a dat Dumnezeu apostolului și prorocului, cu jucăriile lui, cu totul s-a dus, cu toate scurile lui a plecat. Dumneavoastră trebuie să rupeți asta și să spuni, da, apostolii ăia și prorocii ăia într-adevăr au încetat, dar nu vreau să fie încetat abilitățile pe care Dumnezeu le-a dat special lor ca să-și facă treaba lor, ceea ce nu-ți permite textul. Pavel nu pune lucrurile la voia întâmplării aici. Trebuie să spui, ca să spuneți lucrul ăsta, că darurile lor au rămas, abilitățile lor au rămas, trebuie să spui în felul următor. Ăsta care se duce și pune ferestre la casă, da, în perioada de suprastructură a bisericii, trebuie să joace cu excavatorul. Că eu vreau să fi rămas darurile lui acolo. Îmi pare rău, n-au rămas, că nu are ce face cu ele. Nu sunt pentru el. Nu înseamnă că tu ești în inferioritate, fiindcă ai ajuns la ferestre. Da? Și nu o să vină cu excavatorul să-ți facă pe la ferestre. Tu zici, dar eu vreau să fie cu sculele acolo. Tu poți să vrei treaba asta. Știi? Poate ți se pare mai special, dar nu este. Deci, din nou, trebuie să rupi structura de gândire a apostolului Pavel din textul ăsta ca să spui că oficiile astea au fost retase, dar le-au rămas abilitățile lor, le-au rămas înzestrările lor supranaturale. Trebuie să rupi textul și să spui, nu are nicio legătură oficiile cu darurile. Oficiile sunt o chestie, darurile sunt altceva. Da? Asta este ca și cum ai spune că în biserică sunt oameni care, nu știu, au darul milei, dar dau învățătură. Sau au darul rugăciunii, dar nu știu ce fac, ceva total diferit. Sau Dumnezeu a chemat la o slujbă, dar le-a dat abilități total diferite care nu au nicio treabă cu slujba lor. Nu are logică. Pur și simplu, da? E ca și cum ai spune, o iau, frate, tot cu excavatorul, da, îi spun. Da? Vrea să ducă să facă mâncare cu excavatorul. E slujba lui să fie bucătar. A, e slujba lui, oficiul lui. Băi, este bucătarul de la cantina cu tare. Și ăsta-l vezi câteodată cu excavatorul dând prin farfurii pe acolo. El așa vrea să pună, ca să-s abilității lui. El la asta să pricepe, la manete. Tu ce ai făcut în punctul ăsta, ai rupt oficiul lui de bucătar cu slujba lui de a face mâncare și de abilitățile lui. Și tu vrei ca abilitățile să fie date unui om care are altă slujbă și alt oficiu, ceea nu are nicio logică. Pentru că schema asta am văzut-o, dumneavoastră n-ați fost că a trebuit să plecați ieri, am văzut-o, pune, te rog, imaginea cealaltă. În 12, 4, 5 și 6, de asta începe textul așa. Dar, de fapt, n-am făcut o imagine pentru asta. Zice, sunt felurite daruri, felurite slujbe, felurite lucrări. Da? Sunt legate lucrurile astea. Ascultați, lucrări, slujbe, daruri. Lucrarea mea, o iau cu bucătarul, ca să nu se mai deranjeze fratele cu excavatorul. Lucrarea mea este să fac mâncare.
Pentru că asta este lucrarea mea, asta mi s-a dat, trebuie să ajung la produsul ăsta finit, de a pune o masă bună, mie mi s-a dat o slujbă, am fost pus într-o slujbă, asta este slujba mea. Pentru slujba asta și pentru a săvârși lucrarea aceea trebuie să am niște daruri, niște aptitudini, niște înzestrări. Dacă nu le am, nu pot face slujba și nu pot să ajung la produsul finit, la lucrare. Tu ca să spui că ai niște daruri, fără să ai slujba și fără să realizezi lucrarea respectivă, trebuie să rupi logica Apostolului Pavel, divină, dumnezească, pe care el ți-a revelat-o în 1 Corinteni 12. Da? Și mi se pare fundamental 1 Corinteni 12, tocmai pentru a lămuri lucrurile acestea. Care sunt lucrurile care au ținut de temelie și cum funcționează relația dintre daruri, slujbe și lucrările lui Dumnezeu. Și asta am încercat să demonstrez și aseară și azi. Lucrările lui Dumnezeu în secolul I au fost anumite lucrări unice, de aceea s-a dat niște slujbe unice pentru lucrările alea și niște aptitudini pe care au trebuit să le aibă un anumit set, un anumit grup de oameni pentru slujbele lor, pentru realizarea lucrărilor lor. Când lucrările s-au realizat, evident că slujbele nu-și mai au rostul și evident că darurile acelea, abilitățile alea au fost retrase, nu pentru că biserica a pierdut ceva, ci pentru că biserica s-a ridicat la un anumit nivel și lucrarea respectivă s-a terminat. Asta este schema, asta este înțelegerea pe care eu o văd în text. Ca cineva să nege ce spun eu, trebuie să-mi demonstrez din text că lucrurile nu sunt așa. Spor. Ai spus că cuvântul este suficient și eu sunt de acord că este suficient. Dar... Interesant, dar, asta, darul după cuvântul este suficient. Hai să vedem, tu predici într-un fel, iei un text din Biblie și dacă ne uităm, nu toți predică în același fel, da? Corect. Eu de unde să știu care predică corect? Exact insuflat de Duhul Sfânt. Deci, și aș mai spune, chiar tu ai spus că înainte nu vedeai lucrurile în modul în care le vezi acum. Care se întorc la început. Eu predic cineva și spune că e suficient cuvântul și nu înțeleg nimic. Am înțeles. Ei nu înțeleg. Și exact cum ai făcut trimiterea la apostolul Petru, spunea despre apostolul Pavel că mulți răstălmăcesc învățăturului, care sunt greoaie. Deci știm din Scriptură că cuvântul ne face să-L înțelegem Duhul Sfânt. Dacă stau în călăuzirea Duhului Sfânt, atunci eu voi fi în măsură să dau învățături sănătoase și corecte. Dacă nu stau în călăuzirea Duhului Sfânt și o să dau învățături exact cum li percep eu. Și eu un predicator poate să mă ducă în mediul lui de gândire. Ca să zic că, băi, e o învățătură corectă, dar să nu fie. Corect, de acord. Și nu știu dacă am înțeles întrebarea. Sunt de acord cu ce ați spus. Păi, nu, că este suficient Scriptura, așa e, dar... Am înțeles. Scriptura este suficientă. Deci faptul că eu predic într-un mod diferit de Mihai, nu doar la nivel de exprimare, să zic, sau de prezentare, de homiletică și așa mai departe, ci la un moment dat poate ne contrazicem pe un anumit text, asta nu înseamnă că e o problemă cu Biblia. Asta este o problemă cu mine, cu Mihai sau cu amândoi. Că s-ar putea amândoi să predicăm diferit, dar amândoi greșit, corect? Și unul la început, ce înțelege? El e bulversat, nu știu. Corect, e foarte posibil să fie bulversat. Ce aș spune este că același cuvânt suficient al lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a dat învățători în biserică, păstori și învățători. Cu alte cuvinte, eu nu pot să mă separ de biserică și de învățători sub pretextul că el a greșit cândva, că am spus, ceea ce este foarte probabil că toți greșesc. E imposibil ca cineva să știe tot adevărul lui Dumnezeu, indiferent în câtă călăuzire a Duhului Sfânt ar sta. La un moment dat greșești. Asta nu înseamnă că eu mă pot separa, nu zic asta sugerat dumneavoastră, ci doar spun pentru ceilalți. Nu mă pot separa de biserică doar pentru că am tras concluzia că la un moment dat fratele a greșit. Da? Că nu toți cei care greșesc sunt impostori, șarlatani, mincinoși, hoți sau lupi răpitori. Că toți greșim. Lup răpitor este acela care în mod constant greșește, vrea să greșească și vrea să ducă în lumea în rătăcire și vrea să profite de pe urma fraților și vrea să distrugă lucrarea lui Dumnezeu și este un sol al satanei. Da? Despre asta vorbim. Dar când cineva greșește, nu înseamnă neapărat că Biblia nu e suficient. Înseamnă că el a greșit și înseamnă că trebuie să studieze mai bine și înseamnă că trebuie să fie mai atent și înseamnă că trebuie să fie și el în comunitatea Duhului. De asta Pavel sau Luca apreciază pe frații din... Dar nu mă refer numai să fii în aceeași biserică, în biserici diferite.
am înțeles că dacă sunteți, nu o să pleci, dar unul din altă biserică, din altă comunitate, așa, din alt oraș, predică într-un fel, tu predici altul, uh-huh, și el ascultă predici pe internet și deja nu mai știi ce să crede. Bine, asta cu internetul e o problemă. Da, trebuie să recunosc că e o problemă, e un instrument foarte bun și un instrument foarte rău. Depinde cum îl folosești. Aici cred că ține foarte mult de lucrarea pastorală a bisericii, da? De a, de a hrăni oile și de a duce oile unde trebuie. Eu dacă sunt hrănit suficient în biserică, uitați, de exemplu, dacă Mihai consideră că există un loc sau un frate sau o biserică din care frații din adunare ar putea să fie zidiți sau da, să fie zidiți într-un anumit domeniu în care el poate nu este atât de bine dezvoltat, poate să-i coordoneze acolo. Dar cred că biserica trebuie să rămână totuși împărtășia asta. Asta fiecare ascultă orice și crede orice și face orice și suntem într-o debusolare mega totală. Dar eu nu cred că cineva individual ieri, dumneavoastră ați vorbit de călăuzirea Duhului Sfânt. Eu sunt total de acord cu tot ce ați spus, cu specificația că lucrul ăsta poate fi foarte prost interpretat. Eu mă pun cu dumneavoastră pe genunchi, amândoi ne rugăm, amândoi spunem că suntem călăuziți cu Duhul Sfânt, deschidem Biblia și vom spune lucruri diferite din Biblie. Dumneavoastră spuneți, păi nu, eu am simțit eu că am călăuzirea Duhului Sfânt. Eu spun și eu am simțit că am călăuzirea Duhului Sfânt. Dumneavoastră spuneți, da, eu simt că tu ai un duh potrivnic și obraznic. Și eu să zic, mie Duhul Sfânt mi-a spus acum că dumneavoastră aveți un duh potrivnic și obraznic și că dumneavoastră îmi spuneți cu un duh rău că am un duh potrivnic și obraznic. Și unde ajungem? Că fiecare dintre noi pretindem că Duhul Sfânt ne-a călăuzit și că de fapt celălalt are un alt duh care nu-i Duhul Sfânt. Până la urmă nu rămâne, până la urmă nu rămâne Scriptura evaluare. Până și Apostolul Pavel, uite, Luca îi apreciază pe frații din Berea că se duceau acasă, care nu erau niște experți, Noul Testament nu era scris. Și vă întreb pe dumneavoastră cum frații din Berea puteau să verifice pe Pavel, care nu predica din Noul Testament, că nu exista. Luau scripturile Vechiului Testament și zice se duceau acasă, erau cu inima aleasă și cercetau să vadă dacă ce le-a spus Pavel este după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea pentru mine, pentru mine personal, eu sunt total dispus ca tot ce am spus eu să mi se iasă, să se evalueze, să mi se ceară explicații și eu să-ți explic pe text unul după altul, propoziție după propoziție, că lucrurile sunt așa. Să arăt ordinea în care sunt prezentate lucrurile, să arăt că Pavel vorbește aici 1, 2, 3 și să atragă atenția asupra 1, 2, 3 și tu judecă cu capul tău. Problema este că foarte mulți oameni zic, nu Huli, nu judeca, ai grijă să nu știu ce. Eu n-am nicio problemă să judeci. N-am absolut nicio problemă să evaluezi, să critici, să judeci, pentru că nu vreau să fii dus în rătăcire de nimeni, nici măcar de mine. Și să-ți asumi tu ce ai ascultat. Însă în momentul în care eu mă tem sau eu manipulez sau eu mă folosesc de tot felul de tertipuri, chestii religioase, că am simțit eu de la Duhul, că Duhul mi-a spus că tu nu știu ce, că ai cu tare sau ai cu tare sau ai cu tare, eu de fapt demonstrez că am o problemă eu cu mine însumi și mă tem să fiu evaluat. Eu nu sunt un om perfect și atunci sunt expus. Și de asta eu cred că învățătura se dă în adunare. Învățătura trebuie verificată în adunare, probată în adunare. Da? Amin. La frațele frumoase. Comentarii, da? La microfon, sigur, ca să se audă, să și vede, da? Eu știu. Nu-i important lucru. Frate Andrei, deci prima, nu că întrebare, tema aceasta este greu de a o cuprinde, exhaustiv, da? Înțelegi, corect, da? Ai intervenit, mă gândesc eu așa, o metaforă frumoasă, ca și când ne-ai descoperit roata. Nu, domnule, noi nu descoperim roata. Roata este. Ne-ai explicat-o, ne-ai învârtit-o. Domnule, învață-ne cum să o punem într-o bicicletă și să mergem, domnule, pe bicicleta aceasta, domnule, să mergem la București, în cer, dacă vrei. Sau pe patru roți, categoric. Aș propune, dacă vreți, să veniți să facem un studiu pe Corinteni. Păi și ce spune Pavel lui Corintenilor aici? Nu duceți lipsă de niciun dar în ce privește cunoașterea lui Iisus Hristos. Păi categoric, lui, erau proroci. Erau apostolii Domnului, categorii. Și toți erau super deștepți, că erau filozofii din Corint, categorii, da? Și acum Pavel ce le spune? Opriți-vă. Aveți nevoie de ceva mai mult. De? Dragoste. Căutați o cale nespus mai bună. Îmi spunea, fratele spunea frumos întrebarea. Când ne certăm, tu spui Duhul meu, eu Duh. Frate, când doi se ceartă, trebuie doi, da? Unul cedează. Ce se realizează? Pace. Când cedează amândoi, se realizează părtășia, comuniunea. Asta lipsea la cei din Corint. Și întrebarea, acum dumneavoastră, ați dus totul spre oficiul acesta, spre poziționare. Păi când corinteni, când au venit acel om beat, să zic așa, sau turbulent, crezi că a spus, frate, stai să asculți Evanghelia, stai să vezi cum e. Păi frate, așa vorbește Domnul.
O, bărbatule, știu ce e în inima ta, știu ce ai venit, știu cu tare. Unde scrie asta? Poftim? Unde scrie asta? Acolo în Corinteni, dar n-ai citit. Unde scrie, o, bărbatule, știu ce este în inima ta? Nu, dar deci, ideea este, am învățat la teologie foarte frumos. Dar nu scrie, sunteți de acord că nu scrie, o, bărbatule... Biblia, o frază din profesorul meu, citez. Știți unde ați citat dumneavoastră citez din prorocii pe internet? Citez acum. Așa, citați. Biblia este revelația lui Dumnezeu scrisă. Nu-i toată revelația. E revelația lui Dumnezeu. Deci nu este suficientă Biblia. Atenție, e revelația lui Dumnezeu scrisă. Dar nu suficientă. Suficientă pentru ca noi să trăim după voia lui Dumnezeu și să ajungem în cer. Super. Dar nu-i toată revelația. Uh-huh. Unde mai este revelația? Poftim? În natură. Și în ceea ce spune Ioan. Dacă ar fi fost să se scrie, dacă ar fi fost să se scrie, n-ar fi avut timp. N-ar fi încăput. Păi revelația e revelație, frate. Dar unde este revelația? Păi nu este asta că nu e scrisă. Biblia este revelația scrisă. Așa. Dacă eu mă opresc și nu gândesc că acolo Duhul a pus în mișcare, mă opresc la literă. Uh-huh. Și Duhul nu mai pune în mișcare. Dar haideți să lămurim un singur lucru. Ce vreau să spun astăzi, în locul acesta? Dumnezeu vrea să miște biserica aceasta într-o direcție în care are nevoie de darul. Are nevoie de darul apostolului în sensul primar al cuvântului, categorie. Nu mai este. Deci dar credeți că a încetat un dar? Poftim? Credeți că a încetat un dar? N-a încetat, frate, de cum să înceteze? De apostol am întrebat. Nu mai există în sensul primar. Apostolii au murit. Deci au încetat. Odată cu ei s-a produs un vid între primii apostoli și ce a urmat? Au venit episcopii, au venit clericii și laicii. Deja s-a format un vid. Și am pus noi ceva acolo. Și acum, mai departe, acum suntem în două tabere acum, da? Nu, suntem o singură tabără, frate. Unii care consideră că în biserică este nevoie de... Nu sunt tabere, frate. Dar nu tabere, frate. Există o singură tabără a Domnului Iisus unită prin sângele Domnului. Nu sunt două tabere. Căutați, nici trei, nici patru. Căutați unirea Duhului, da? Unirea Duhului prin păstrați, legătura păcii. Păstrați, căutăm că ea este acolo. Păstrați unirea Duhului prin legătura păcii, da? E foarte important. Sunt două tabere, categorie. Sau două curente, puncte de vedere. Nu, sunt două păreri teologice, nu sunt două, două tabere. Păreri teologice, corect. Două păreri teologice. Pe un singur subiect, păi care foarte are multe. Dreptate? Amândouă au dreptate. N-are două lucruri contrare să fie amândouă adevărate. Dar teologice ai spus foarte bine. Teologii de seacă și când se aducă la loc, nu mai știm, domnule, cum funcționează. Ați putea în concluzie să mă lămuriți cu un lucru, să mă lămuriți, vă rog, cu un lucru. Am zis, veniți aici și studiem Corinteni așa cum trebuie. Căci ținta lui Pavel, duceți-vă la dragoste, fraților. Da. Învățați să trăiți în unitate. Învățați să nu, nu, nu vreți, vreți să-mi răspundeți. Ce anume? Unde scrie în Corinteni scena pe care dumneavoastră ați descris-o? O, bărbatule, cu tare și cu tare. E acolo. Nu scrie așa ceva în Biblie, frate. Spune toți prorocesc, toți îl judecă, toți îl încredințează. Și dacă toți prorocesc, zice ca să capete toți învățătură și ca toți să fie îmbărbătați. Unde eu ies scrie? Afară, o eu ies afară. Da, ies afară. Toți sunt proroci aici în camera asta, da? Toți sunt proroci, da? Și am intrat. Și toți începe să prorociți. Nu. Păi asta e că... Bărul se învață. Toți? Pe rând, frate. Și încă mai e ceva acolo păi, care... Eu n-am spus că prorocesc toți acolo. Odată. Eu am zis că prorocesc toți. Păi așa ai spus toți. Nu, cred că ați ieșit afară când am vorbit din Corinteni. Toți ai zis că proroci. Acum n-am zis că vorbesc toți odată. Nu toți. Păi, de ce ai spus odată? Că nu scrie acolo. Dar n-am spus toți odată. Păi nu, dar ei toți prorocesc, ai spus. Corect, dar n-am păi spus toți odată. Păi nu spune odată. Dar eu pot să iau și ideea, toți odată. Păi dar nu spune, că spune acolo la rând, nu zice toți odată. Poftim? Păi dumneavoastră puteți să luați ce vreți, acolo spune toți prorocesc, dar la rând. Păi la rând, corect. Dar la rând ce înseamnă? Ăla care stă în față poate să stea jos și corect. Să vină altul. Poate? Cu siguranță. N-am văzut niciodată în nicio biserică lucrul ăsta până acum. Îmi pare rău, la noi în biserică se practică. Adică dacă cel din bancă vine și predică el în locul tău, prorocește? Nu a spune, spune cel din tâi să tacă, nu spune să-l dea jos cel din bancă. Păi cel din tâi. Care e cel din tâi? Care e din tâi acolo? Corect. Și eu am o descoperire. Cel din tâi stă jos în bancă și vin eu și îți predic? Dacă sunteți în Corint, când nu există Scriptura, da. Aha, dacă sunt în Corint. Și nu există Scriptura scrisă. Dar e biblic spus, cel din tâi să tacă. Corect. Și taci și cobori? La voi așa spus că în biserică se face. Da, la noi așa se face. Un frate, adică, dacă are un cuvânt de la Domnul, și își pune cuvântul, coboară jos și se ridică al frate. Nu, ai zis, dacă nu are o descoperire atunci. Tu cobori și zici, da, frate, spune nu, tu. Nu, frate, nu aveți o descoperire atunci din cuvântul lui Dumnezeu pentru toată adunarea, că toată descoperirea este în cuvânt. Dar principiul rămâne. Dacă Dumnezeu îți dă un cuvânt al lui din Scriptură profetic pentru Biblia adunare... Biblia este o carte vie. O carte în care corect. Tu reacționezi, relaționezi cu o persoană, cu
cu Duhul lui Dumnezeu care îți descoperă. De acord. Adică nu poți să zici că cel care stă în bagă și tu îi spui ceva, Duhul îi descoperă. Deci, frate, în concluzie, nu există în Corinteni, o, bărbatule, aia și cu aia și cu aia și cu aia. Nu există în 1 Corinteni. Nu există. În 1 Corinteni, când se descoperă tainele inimii, ai voie să interpretezi și să mergi. Biblia, da? Nu spune că îi descoperi tainele, o, bărbatule, asta ți s-o întâmplă ție. Nu, am spus eu formularea clasică. Ați spus-o pentru că asta se predică peste tot și se tocmai asta aduce confuzie biserica. Nu e confuzie. Când se descoperă tainele inimii, eu spun din experiență și spun exact ce s-a întâmplat. Eu v-am spus din 1 Corinteni 14, dumneavoastră puteți să spuneți experiența dumneavoastră, neagă 1 Corinteni 14. Cum îți descoperă ție tainele inimii? Cuvântul lui Dumnezeu, da? Cuvântul care este viu și lucrător și este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Corect, cum? Pentru că mi-e întreb, practic, când am intrat pe mine trebuie să mă dovedească. Cum? Păi cum? Taina inimii mele. Eu știu de genul acesta, fratele meu nu era credincios și venea în biserică și spunea, tata m-a predicat pe mine. Tata m-a predicat cuvântul, categoric. Și el îl scurma. Și dar erați mulțumit cu descoperirea aia? Bă, omule, tu mi-ai spus ce e în inima mea, de unde ai știut? Pentru că Dumnezeu știe ce e inima noastră și a lăsat un cuvânt care expune inima noastră. Dar cel spune ce e în inima ta, cel care prorocește acolo? Care prorocește cuvântul, care cuvântul știe tot ce e inima noastră. Nu cuvântul care el dă Dumnezeu atunci, Duhul Sfânt. Biserica Dumnezeu aceasta, a dat cuvântul care descoperă inimile oamenilor. Ca asta spune, cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Asta e cuvântul care lui Dumnezeu. Lucrează Dumnezeu pentru mântuire, pentru salvare, pentru el. Dar când Dumnezeu spune așa, vorbește, așa. Sau Domnule, am văzut în inima ta lucrul ăsta și el zice. Nu zice așa, 1 Corinteni. Nu zice așa. 1 Corinteni. Nici Fapte nu zice așa. Așa spun frații pe internet sau în anumite biserici, frate. Nu, fratele meu. Frate, nu scrie în Biblie așa, îmi pare rău. Îmi place. Dumneavoastră îmi spuneți, experiența mea este că eu v-am spus 1 Corinteni 14 și vă duc în Faptele Apostolilor, nu există ce spuneți dumneavoastră. Nu există. Nu există. În Biblie nu există. Eu văd că există. Dumneavoastră, dacă vedeți, nu eu v-am citit. Atunci merg așa, principiile mecanice newtoniene, rămân acolo. Tu rămâi acolo, dacă n-ai mai ajunge niciodată pe lună, dacă cumva, ar rămâne istoria, ar rămâne sau știința rămâne numai la principiile alea mecanice clasice, cauză-efect. Păi da. Cauză-efect, nu există, există. Totul este să ai ochi să le vezi. Să-ți dea Dumnezeu lumină și așa cum mai spunea un frate la un moment dat, când te-a pocnit Dumnezeu cu o vorbire în limba. Frate, am vorbit în limba mai mult decât voi toți. Frate Marius, uite, vreau să dau un exemplu și apoi, Andrei, mai am o întrebare eu. O întrebare foarte practică. Frate Marius, să-ți dau un exemplu cum Dumnezeu, prin cuvântul lui, prorocește la tainele inimii și El le dă pe față. În mijlocul nostru și cel mai, poate nu cel mai recent, dar s-a întâmplat acum o lună de zile, poate. Și sora e aici în mijlocul nostru, sora Lăcrămioară, o puteți întreba. Noi în biserică aveam o lucrare și de evangelizare, de misiune și aveam nevoie de, cred că să facem ceva mâncare și chestii de genul ăsta. Am lansat invitația bisericii să se implice și sora a ascultat invitația. S-a dus acasă și a zis că, dar lasă, Doamne, că sunt alte surori, nu mai fac eu nimic acum, o să se implice altele. Ceva de genul. Și Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze la inima ei și a pus mâna pe Scriptură, care vorbește și descoperă tainele inimii. Și a deschis cuvântul și Domnul i-a vorbit în mod practic și concis, să nu obosiți în facerea binelui. Și a zis că, Doamne, mulțumesc de cuvântul prorociei, de cuvântul tău, mă smeresc, mă pocăiesc și pun mâna pe alimente și fac ce trebuie. Așa că, uite, Dumnezeu, dacă noi nu mai credem că Evanghelia nu este suficientă pentru orice domeniu din viața noastră, atunci, oameni buni, hai să umblăm după cealaltă descoperire despre care spuneai, Marius, că ar fi alta în afară de Scriptură sau că asta nu e... Nu e tot ce are Dumnezeu să ne spună. Bun? Da. Păi, Andrei a răspuns la lucrul ăsta de N ori astăzi și ieri. În contextul în care nu ai cuvântul lui Dumnezeu. Nu ai cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu așa vorbea atunci. Prin vise, vedenii, era norma lui Dumnezeu de vorbire. Prin vise, vedenii, prorocii, proroci și așa mai departe. Acum
Norma e Scriptura. Uitați, sunt în logică, frate, când vin lângă tine. Rămâi aici, rămâi aici. În logică există premiza 1, premiza numărul 2 și concluzie, da? Adică, premiza numărul 1. În secolul I erau daruri de prorocie și de vedenie, daruri revelatoare, când nu exista Biblia. Premiza numărul 2. În secolul I, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, a fost încheiată. Țineți minte, da? Nu era Scriptura completă și avem daruri revelatoare. Tot în secolul I s-a terminat de completat revelația lui Dumnezeu. Concluzie, care este? S-am pus două premize. Nu. Premiza este că darurile acelea prin care s-au revelat cuvântul lui Dumnezeu, odată ce cuvântul s-a completat, s-a întregit, darurile alea iasă din calcul. Și acum, eu știu, fratele are experiențe, eu nu neg experiențele absolut nimănui. Nu este fals, doar puțin să termin, că Duhul ne învață și să vorbim pe rând, că așa zice în Corinteni. Fratele spune, eu spun din Corint, arată-mi din Faptele Apostolilor, avem o sumedenie de prorocii, arată din 1 Corinteni la care se face apel mereu, unde cineva a spus, bărbatule, uite asta e inima ta sau cu tare, sau cu tare, sau cu tare. Eu îți arăt tot din Corinteni și îți arăt tot din Faptele Apostolilor și îți arăt din Cuvântul lui Dumnezeu că modul în care se descoperă taine în limbi, așa spune Biblia, că judecă simțirile și gândurile ascunse ale inimii cuvântul lui Dumnezeu. Eu îți arăt text negru pe alb și tu îmi spui, da, experiența mea este alta. Îmi pare rău. Eu, opțiunea mea este să cred ce spune un frate cu auzit sau au văzut, sau să cred ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Ori Faptele Apostolilor, ori evrei, ori 1 Corinteni 14 și așa mai departe. Pentru mine opțiunile sunt foarte simple. Frate Marius. Da. Frate Marius, mulțumesc tare mult. Frate Marius, nu știu de ce, haideți să ne respectăm. Să nu vorbim unul peste altul, să avem cultura dialogului, asta cultura respectului și așa mai departe. Frate Marius, pentru mine personal, și vă rog să nu mai interveniți, că mai am o întrebare și trebuie să luăm o pauză, dar pentru mine e atât de logic și de simplu de înțeles faptul că apostolii au avut o misiune atunci să pună temelia. S-a terminat temelia aia. A spune acum că, măi, dar eu mai vreau să fii apostol. Ce să mai fac apostolii? Să pună temelie peste temelie? S-a încheiat asta. S-a încheiat. Noi de acum zidim pe temelia aia. Învățătorii, păstorii, evangheliștii și așa mai departe. Bun, Andrei, mai am o întrebare. După mine nu mai las pe nimeni cu nicio întrebare. Îi puneți în mod, ce facem astăzi? Că sunt atât de mulți oameni cu tot felul de prorocii, de vedenii, de vise, cu tot felul de uși, balauri, săbii, tot felul de ghiare. Bun, suntem inundați cu tot felul de chestii de genul ăsta. Cum să ne raportăm la toate lucrurile astea? Frate, dar în modul cel mai, cel mai direct, da, da. Fără perdea să răspuns la lucrurile astea. Da, fără discuție. Cred că trebuie să fim civilizați, să avem cultura dialogului. Am văzut pe frații ăștia că se cam mochineau așa când l-auzeau pe fratele Marius. Eu nu am nicio problemă nici cu fratele Marius, nici cu nimeni. Deci putem sta la discuție până mâine dimineață. Eu nu am absolut niciun fel de problemă. Trebuie să discutăm, trebuie să ne dialogăm, dar să înțelegem că în ultima instanță trebuie să-i chemăm pe oameni la Scriptură. Și cum fratele a spus foarte bine, fratele Marius, care e fratele meu în Domnul Iisus Hristos, cum a spus foarte clar, eu am citat din Scriptură, fratele nu mi-a putut explica din Scriptură și mi-a spus, dar eu am experimentat. Până la urma urmei, asta este miza. Mergem după ce spune Scriptura sau mergem după ce am experimentat? Eu îți dovedesc cu Scriptura, tu dovedești în tot cu Scriptura. Dacă tu vrei să-mi spui, lasă Scriptura, Biblia e suficientă că e scrisă, dar e suficientă numai în scris. Dar avem ceva care, de fapt, nu e chiar suficientă, că în momentul în care spui, e suficientă în scris, dar caut altceva care e nescris, înseamnă că nu este suficientă. E foarte simplu, da? Deci mie miza mi se pare asta este. Experiență sau Scriptură. Asta este. Pe mine mă interesează ce experimentează oamenii, eu vreau să experimentez doar ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că trebuie să discutăm, trebuie să ne iubim, trebuie să nu lăsăm lucrurile acestea să ne... Sau din numai ce spune eu, stai liniștit. Nu trebuie să lăsăm lucrurile astea să ne dezbine, știi? Trebuie să le discutăm, trebuie să le aducem în vedere, trebuie să mergem în continuare așa și să ne iubim. Da, dar e necesară discuția. E necesară discuția. Dar nu poți lăsa o biserică invadată de experiența oamenilor care nu poate fi justificată cu Biblia. Deci, din punctul meu de vedere, este de datoria noastră a fiecăruia dintre noi să înțelegem ce spune Scriptura și să
Lăsăm ca între noi să fie ce spune Scriptura. Da? Asta este. Și ce faci? Și ce faci, Marius? Vine cineva la tine și ce faci, Andrei? Vine cineva la tine și spune că, frate, am văzut o gheară așa în ființa ta care vrea să te acapareze și ia să te gândești tu acolo că poate e ceva în inima ta care Da, da. Eu îl întreb, de unde știi că ce ai văzut tu este de la Dumnezeu? Să poată să-mi demonstrezi de unde știe el. Că eu am văzut că Satana i-a pus un ham negru și l-a trimis la mine ca să-mi spună că este mine o gheară. Eu sunt, Domnul mi-a descoperit că tu ai un duh negru întunecat, trimis de diavolul, care te-a trimis să-mi spui mie că am o gheară. Te-a înșelat într-o asemenea măsură încât tu să crezi că Duhul Sfânt ți-a vorbit, când de fapt Duhul Sfânt nu ți-a vorbit. Cum poate el să-mi demonstreze că Duhul Sfânt l-a trimis să-mi spună mie de gheare și nu de fapt Duhul Sfânt mi-a descoperit mie că el e trimis de un duh rău care a văzut gheare în mine? Dacă el a văzut în copilul Domnului Iisus, care e locuit de Duhul Sfânt, pecetului cu Duhul Sfânt, care are viața veșnică, iertat de toate păcatele, spălat odată pentru totdeauna în sângele Domnului Iisus Hristos, gheare, demoni, nori și nu mai știu ce lucruri, atunci îl întreb, ce Duh i-a descoperit lui asta? Eu îi spun după Scriptură că nu i-a descoperit Duhul Sfânt. Și el să-mi demonstreze că i-a descoperit Duhul Sfânt. Să văd cum îmi va demonstra. Chiar curios cum. Are darul descoperirilor. Și eu am darul descoperirilor, care Domnul mi-a descoperit prin darul de descoperire, că el este un șarlatan, mincinos, impostor, sol al Satanei. Cum îmi va descoperi el că eu n-am dreptate? În momentul în care frate e plecat de lângă... O să spună că așa simte el, și eu tot așa, dar așa simt și eu de la Domnul. Asta vreau să spun, în momentul în care e plecat de pe terenul Scripturii, te-ai dus... Ascultați-mă, fraților, teama mea cea mai mare, știți care este? Corect. Îți creez o altă realitate. E un demon după pomul ăla. E un demon, fratele, de asta se uită la mine, care e un duh, e o gheară asupra lui. Încep să văd neguri, încep să văd monștri, încep să văd lucruri. Eu îmi creez o realitate paralelă a mea. Și ascultați-mă, mintea omului este capabilă de o grămadă de lucruri. În momentul în care am plecat de lângă Biblie, ascultă-mă, Satana îți poate spune absolut orice lucru. Când ai plecat de pe terenul sigur al cuvântului Dumnezeu, tu ți-ai creat o realitate paralelă și vei începe să trăiești în realitatea aia paralelă. Numai tu ești în realitatea aia. Dar știți ce se întâmplă cu oamenii ăștia care trăiesc în realitate paralelă? Pun pe seama Duhului Sfânt asta. Că e ușor să trăiești realitatea paralelă punând pe seama Duhului Sfânt. Și atunci zici, frații ăștia la toți nu văd realitatea asta, e o realitate, nu e paralelă inventată din mintea mea. Nu văd că n-au Duhul Sfânt, nu văd că n-au credință, nu văd că nu se roagă, nu văd că nu postez, nu văd că n-au venit la grupul nostru vesel care are toate lucrurile astea. Aia e problema. Dar tu ești în realitatea ta. Eu vreau să rămân după Scriptură, ascultați-mă, dacă eu am avuns înaintea lui Dumnezeu, ascultați-mă, e foarte simplu și aici închei, eu voi ajunge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi va spune, măi, ai crezut cu toate explicațiile tale, într-adevăr au fost logice, dar nu au fost după Scriptură, nu au fost Biblie ce ai crezut tu. Și zic, Doamne, judecă-mă că atâta minte am avut eu să mă țin numai după cuvântul tău infailibil. Atâta de nesigur mi s-a părut tot ce povestesc cu oamenii, toate negurile lor, toate ghearele lor, toate vedenile lor, toate lucrurile lor să contrazic între ei. Unul spune care, unul spune care altceva, e o harababură totală. Judecă-mă pentru că am vrut să rămân lângă cuvântul tău viu și curat. Și dacă Domnul mă va judeca pe mine, atunci am încheiat. Tot tu spuneai că în vechime era un pericol să iei de pe seama Domnului și să pui pe seama dracului lucrările. Acum e un pericol să pui pe seama Duhului Sfânt orice aberație, orice prostie, orice năzbâtie, orice gheară și să spui asta e lucrarea Duhului Sfânt. Inexplicabilă, n-are nicio legătură cu Scriptura, nu găsește în Scriptură așa ceva, dar totuși spunem, e Duhul Sfânt acolo, că uite tremură, că uite transpiră, că uite oameni buni. Eu zic să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Cum? Ai o întrebare, te rog. Mai e o întrebare, nici o soră n-a pus o întrebare și te rog, Eliza, vină. Cum? Este misogin, că nu am primit la soră nicio întrebare. Dar e o întrebare acolo? Eu am o dilemă personală, da? De puțin, de puțin. Biserica în care merg eu crede în doctrina asta din cetarea anumitor daruri, da? Dar mie îmi place să ascult minuni, prorocii, vorbiri în limbi. Am o inclinație, o predispoziție spre asta. Okay. Ascult pe internet dacă cineva îmi spune o prorocie. Tu vorbești de tine acum? Nu. Ah, ok. Ipotetic. Că am văzut că nu mai citești de pe foaie și vorbeai tu. Și vreau să știu. Am scris întrebarea ca să mă corect. Ok. Așa. Întrebarea mea este, în contextul în care merg într-o biserică care crede doctrina asta, da? Dar eu am alte inclinații, am alte căutări. Așa. Întrebarea mea este, pot fi eu un mădular sănătos, folositor în biserica respectivă, dat fiind doctrina ei și căutările mele? Mm-hmm. Ce ar trebui eu să fac
Și mai ales dacă eu fac o slujbă în biserică, ce, cum pot fi eu o influență sau cum mă poate Dumnezeu folosi în contextul în care biserica unde merg eu are doctrina asta, dar eu am alte căutări? Da, foarte bună întrebarea. Și am să vă spun din experiență, din experiența mea, sau dacă eu aș fi, mai degrabă, dacă eu aș fi acolo, ce aș face eu, da? Dacă eu m-aș duce într-o adunare care crede în toate, în continuitatea darurilor miraculoase și a prorociilor și a apostolilor și tot, da? Și eu m-aș duce acolo, eu nu m-aș duce să dezbin adunarea respectivă. Crezul adunării respective este ăsta, da? Practica adunării respective este ăsta. Frații din adunarea respectivă așa au înțeles lucrurile, nu este lucrarea mea, n-am plantat-o eu, n-am zidit-o eu, nu m-a chemat pe mine Dumnezeu acolo, dacă am ajuns printr-o situație, m-am mutat din țară, m-am mutat în oraș, nu am unde să mă duc, sau am unde să mă duc, dar consider că sunt anumite beneficii mari pe care le am din adunarea respectivă, îmi voi asuma că adunarea respectivă crede lucruri cu care eu nu sunt de acord. Nu o să chem frații la niciun grup, nu o să le trimit mesaje private, nu o să-i ameninț, nu o să bajocoresc păstorii, nu o să stric lucrarea Domnului, pentru că eu sunt un venit acolo și oamenii poate m-au primit cu brațele deschise, mă, ăsta e un frate care nu crede. Dar omul vrea să fie între noi. Dacă ei m-au iubit și m-au primit, eu înțeleg că ăla este trupul Domnului Iisus Hristos, biserica Domnului Iisus, oameni născuți din nou, care sunt greșiți într-o privință, nu în toate, într-o privință. Și stau acolo și îmi văd locul meu. Dacă în schimb suntem o adunare care nu crede lucrurile alea, mi se pare de bun simț, nu duhovnicește, ca tu să respecti exact la fel. Și să nu te duci tu să faci dezbinare, să nu te duci tu să ameninzi, să nu te duci tu să sabotezi lucrarea, să nu te duci tu să oprești lucrurile, să ai respectul pentru modul în care adunarea respectivă și slujitorii ei au înțeles lucrurile respective. Da? Dar, din punctul meu de vedere, pentru mine, depinde ce fel de adunare este. Pentru că sunt, de exemplu, foarte multe biserici pentecostale. Eu am foarte mulți prieteni pentecostali, poate cred că mai mult pentecostali decât baptiști, așa, care sunt în adunările astea, dar adunările acestea nu practică public, în adunarea publică, lucrurile acestea. Ci ele sunt undeva, fiecare sunt premise de adunare, sunt îngăduite, sunt crezute de adunare, dar sunt sub supravegherea păstorilor adunării. Ăsta este un fel de adunare și sunt alte adunări care, de exemplu, în timp ce predică predicatorul, se ridică soră, îl întrerupe, toată biserica se ridică în picioare la vocea sorei, predicatorul se oprește pentru 10, 15, 30 de minute cât timp este manifestarea respectivă și lucrul ăsta se întâmplă la serviciu după serviciu. Eu nu m-aș putea să mă duc într-o adunare de felul acesta. Deci mi se pare o harababulă, o neorânduială, o călcare a cuvântului Dumnezeu, că vorbesc femeile în adunări, că nu vorbesc la rând, că nu așteaptă să se pună el, zice cel din tâi să tacă, dar să zicem că să respecte măcar regulile de acolo, deși darul ei nu este în vigoare, da? Și am auzit, credeți-mă, sute de prorocii. Eu nu mă ajut într-un fel din ăsta de adunare. Dar am chiar din familie care merg în adunări, care cred lucrul ăsta, dar nu se întâmplă lucrurile acestea public, da? Frații, cred, biserica permite, slujitorii știu ce se întâmplă la grupurile lor de casă sau cei în familiile lor, ei sunt de acord cu lucrurile astea și nu este niciun fel de problemă, da? Și atunci te poți duce și coexista cu frații ăștia. Noi trebuie să înțelegem, asta nu este o doctrină de fundament, nu este o doctrină de viață și de moarte, nu este o doctrină de mântuire. Mântuirea este prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui. Orice ar crede un frate de-a meu, dacă nu este erezie, da? Vorbim o negare a Dumnezeirii lui Hristos, a Sfintei Treimi, eu îl iubesc pentru că este fratele meu în Domnul Iisus. Și dacă nu-mi place de figura Lui sau nu-mi place de părul Lui sau nu-mi place de doctrinele Lui, Hristos a plătit cu sângele Lui pentru el. Eu îl iubesc pe el, eu vorbesc cu el, eu trebuie să-l respect indiferent ce doctrină are. Eu trebuie să, dacă el este într-o problemă, nu l-a avut eu pe carismaticul ăla, nu l-a avut eu pe cesaționistul ăla. Nu, dimpotrivă, atunci trebuie să-mi arăt dragostea. Pentru că am înțeles că eu sunt legat de el de alte legături, nu de legăturile doctrinei despre prorocie, ci despre o legătură a Duhului și o legătură a sângelui Domnului Iisus Hristos. Cred că multe dezbinări, multe fracturi în adunări s-au generat de o neînțelegere, când oamenii au zis, pentru mine e atât de important fenomenul vedenilor, că îl cred sau nu-l cred, încât o să rup biserica asta în bucăți. Și oameni care au spus că sunt plini de Duhul Sfânt, au mușcat ca niște câini, ca niște fiare scăpate din control și au făcut praf și pulvere lucrarea lui Dumnezeu. Asta cred că este o problemă foarte gravă. Deci, indiferent ce convingere ar avea, dacă ar fi o soră care crede altfel, da? Când te duci acolo, trebuie să vezi care este poziția ta și Pavel zice la un moment dat, fiți oameni. Mi se pare la un moment dat și niște anumite reguli de bun simț, de viețuire, de conviețuire bună între frați care trebuie să existe, da? Și trebuie respectate lucrurile astea. Și în momentul ăla pot eu să mai spun că am Duhul Sfânt când eu sunt un om care produc atâta necaz și atâta durere și atâta rău, eu cred că trebuie să-mi pun întrebări foarte, foarte mari. Cum spunea și fratele Marius, nu? Să căutăm calea cea mai bună. Mă, ce crezi despre darul? Eu cred că continuă. Tu ce crezi? Că nu continuă. Hai să căutăm calea cea mai bună. Și să ne iubim și să ne creăm, să zicem, spațiul acela
care e guvernat de roada Duhului Sfânt, de bucurie, de pace, de răbdare, de îngăduință și așa mai departe, da? Și să nu stric rânduiala pe care frații au înțeles-o în locul în care Domnul m-a pus, în felul în care l-au înțeles, atunci când nu este ceva de viață și de moarte, de doctrină fundamentală. Da? Bine, mai spunea cineva aici, mai mult, multe întrebări, de fapt comentarii, știi? Ziceam o întrebare, vreau să vorbesc jumătate de oră.